Mă gândesc că nu vor intra, domnul Hagi nu va intra peste domnul Rednic în ceea ce, în ce înseamnă echipă. Mă gândesc că va fi lăsat să-și facă treaba până la cap. Da, uite că n-a câștigat până, are două meciuri în egal și înfrângerea de aseară cu Botoșani. Mă gândesc că în primele două meciuri nu prea a avut ce să schimbe, nu prea a avut cum să-și impună ideea de joc. Cum e Rednic? E că știu că e toată și impulsiv, mai și țipă, mai adică... Eu l-am prins perioadă bună la Dinamo, am avut un loc 4, sezon, un an de zile, nu. Te îmbărbătează, te ajută cât poate de mult. Important e și de tine să înțelegi, mesajul pe care vrea să-l... Da, te ajută, dar la un moment dat știu că, de exemplu, cu Vlad Olteanu, care era un jucător impresariat de fica lui Rednic, Luana, la un moment dat, după ce l-a tot susținut, a și spus pe la televizor: dacă băiatul ăsta nu înțelege ce vreau de la el, să fie sănătos că își ratează cariera. Adică, la un moment dat, și dă cu toporul. Da, dar a încercat să-l și ajute. Poate a făcut-o prin metoda asta, poate a încercat să-l motiveze mai mult. Nu știu Ce te-a impresionat cel mai mult la Rednic în toată perioada în care te-ai antrenat cu el? Antrenamentele sunt unele foarte frumoase. Da. Ce înseamnă frumoase? Că aud de la mulți fotbaliști chestia asta. Mulți spun: domne, o fi cum e, că e pervers câteodată, dar antrenamentele sunt de neegalat în România. Ce faci atât de special? Nu știu, te simte jucătorul. Am impresia că simte când ești atunci când ești obosit, atunci când trebuie să vină să te ajute, când trebuie să vorbească cu tine. Am impresia. Mai mult ca sigur știe, simte, are această experiență încât simte jucătorul. Am observat și eu că am prins și eu, cred că vreo două cantonamente cu Mircea Rednic și am observat o chestie foarte interesantă. El nu lasă total nici măcar preparatorul fizic să-și facă treaba. El dă și intensitatea. Cred că erai și tu cu Vasilcan, parcă, și tot timpul țipa: mai ușor, gata, lasă-i, acum dă-le drumul, lasă-i să facă aia. Ne-a ajutat. V-a ajutat, nu? Ne-a ajutat. Bine, și face și miștouri așa, adică face atmosferă. Da, atmosferă frumoasă. Pe de altă parte, înțeleg că e și destul de... când vrea, bagă frica în jucători. Da, mi se pare normal că un antrenor, atâta timp cât e de muncă, trebuie să muncim, cât e de glumă, glumim. Mi se pare normal, trebuie să aibă și o parte, să fie și exigent, să fie și cu glume, să știe să facă o glumă, să... Când l-ai văzut... Când l-ai văzut cel mai nervos pe Mircea Rednic? Momentul în care tu ai zis: mamă, s-a enervat rău de tot de data asta. Cred că la cel 4-1 cu Astra Giurgiu, de acum 2 ani. Așa. Atunci am venit după o victorie cu Craiova 3-0, Ștefan cel Mare. Erați pe val. Da, ne gândeam, ne ajuta o victorie la Astra. A fost un meci dezamăgitor și mi s-a părut destul de înfuriat. La 4-1, normal. La 4-1. Bine, el e și foarte orgolios și învăța să câștige mereu. Probabil că nu i-a picat bine. Desigur, nimănui nu a picat bine. Ne gândeam, mai avem șanse, din câte știu, mai avem șanse la play-off. Uh-huh. Și dacă era să câștigăm cu Astra, aveam un drum destul ce de... Ce v-a zis Simea după acel meci? Care e atmosfera în bestiar? Nu mai ținite, nu vrei să zici, vrei tu să fii diplomat. O atmosferă tristă, mai ales... Ne așteptam să facem, până la urmă veneau sărbătorile, intram în vacanță, ultima impresie contează. Ne așteptam să facem un meci bun. Ținând cont, nici Astra nu era într-o poziție foarte bună în acel moment. Da. Și am făcut noi, să zic, un joc foarte slab. Și am luat bătaie 4-1. Nu știu nici. Cum a fost posibil? Pentru că, din câte țin minte, aveați o echipă destul de bună. Da. Păi, nici noi nu ne așteptam. Cred că... acea victorie 3-0. Va lua valul cumva după victoria cu Craiova? Posibil că acea victorie 3-0 cu Craiova din Ștefan cel Mare ne-a dat mai multe cap. Da. Eu stau și mă gândesc, mă pun așa în pielea voastră. Se întâmplă cu toată ca în orice meserie, în doamnă fotbal, să nu-ți iasă ce-ți propui într-o zi. Stau și mă gândesc cum dai ochii cu antrenorul în vestiar. Ce vreau să spun? Atunci, în meciul acela, celor de la Astra l-au intrat pur și simplu toate șuturile pe care au avut pe poartă, cred că tot au avut așa noroc, încât au avut 4 goluri pe poartă, din câte noi am avut ceva ocazie, am ratat. Dacă nu scriem noi și am scris adversarii, pur și simplu caz moral, pici și va fi, e foarte greu să, la 4-1,
cred că a fost 3-0 sau 4-0, nu, 4-0 la un moment dat, nici nu mai știu. A, ăsta e 4-1 la când a dat Hanca un gol, parcă, și da, soția barul lui s-a certat cu suporterii. Exact. A, gata, acum mi-am amintit exact partida, că nu avem clar în minte. Da, bine, ce gol a dat Hanca, dar de degeaba. Dacă se punea de... Parcă nici nu zi este bucur. Dacă se punea de mai multe, era bine. Exact, exact, da. Ne-ar fi dorit, da. Crezi că a fost o greșeală că Dinamo l-a dat afară pe Mircea Reni? Ultima oară? Nu știu ce a avut... Ce a fost nu te întreb motive, ci efectiv, da. Tu ca fotbalist profesionist, uitându-te în urmă așa, crezi că ar fi trebuit ținut în continuare Rednic? Ținând cont că este dinamovist și a ajutat Dinamo de atâta ori, eu zic că au greșit. Au greșit, și mai ales că dădea și timpul, bani. A încercat tot timpul să ajute echipa, să le facă, să-i ajute să ridice, să-i motiveze, să aducă bani de acasă. Părerea mea că au greșit. Adică chiar nu știu. Are și stilul ăsta, Laurențiu. Vine cu bani, vă dă prime din banii lui. Cum procedează? Vine pur și simplu un vestiar și, nu știu, zice, bă, ăștia n-au bani, dar uitați de la mine, aveți nu știu cât? Sau cum face? Sunt foarte curios. Nu, vine... Nici... Țin minte la meciul cu voluntari, aveam da. Nevoie de victorie. Da. Aveam promis o primă, iar după acel meci a venit și ne-a mai pus, am câștigat. Și ne-a mai pus ceva la acea primă. Asta, pentru această victorie, nu știu cum s-a exprimat dumnealui, asta e des că vă mai dau ceva în plus. Okay. Și ne-a mai pus, nu știu, 5.000 pe la toată echipa, parcă aveam 10.000 toată echipa, ceva adică de genul, și ne-a mai pus, pus încă 5.000, 15.000 pentru toată echipa, ceva de genul, nu știu. Deci împărțit venea cât? Câteva sute de euro de fiecare? Cam... sau 1.000 de fiecare, nu știu cum am spus, s-a împărțit. Probabil cei care au jucat primii... Sau 15.000 cu 20.000 a fost, nu știu, ceva de genul. Și a completat ca să se ducă spre 1.000 de fiecare, da, să simțiți da, ceva. Da, da, da. Și voi cum reacționați? Țipați în vestiar? Eram chiar în sala de ședințe, nu știu. A fost... am crezut că avem ședință de meci și după aceea dumnealui a venit cu o atmosferă foarte bună și ne trezi puțin, ne învioră puțin. Ție ți s-a propus să semnezi cu Luana un contract de reprezentare cu Luana Renic și vreau să te întreb, din câte știu eu, tu ai refuzat. Nu, n-am avut nicio dată de niciun subiect pe această temă. Eu știu că ai avut niște discuții, nu vrei tu să zici nu, acum. Nu, n-am avut niciun subiect. Deloc nu s-a propus niciodată să semnezi cu Luana? N-am avut niciun subiect. Nu te cred, uite, eu nu te cred. N-am avut niciun subiect. Nu te cred. Nu, n-am avut. Dar ai fi vrut să semnezi cu Luana? Te întreb altfel. Depinde dacă ar fi fost ultima perioadă pe care a avut-o dumnealui, aveam în acel moment aveam semnat cu domnul Giovanni. Dar cum ai trăit momentele acelea de groază cu Neagoie pe banca lui Dinamo, să-l vezi cum se asfixiază leșină? Eram în tribun în acel moment, da. Eram la meciul cu Craiova. Da. Și am văzut că s-a întâmplat ceva pe... Dar nu știai ce, nefiind exact, acolo. Am coborât, da. Am coborât. Te-ai dus alături de echipă? Da, am coborât pe bancă și am văzut că domnul Neagoie se simțea destul de rău. Era pe targă și nu știam ce se întâmplă și nu mă lăsa nimeni să văd ce se întâmplă, pentru că se făcuse destul de multă, era multă agitație în jurul dumnealui. Ce ai simțit în momentele alea în interiorul tău? Ce gândeai? Te-ai speriat? Nu, mă rugam să nu prind încă un moment precum Ekeng. Ekeng a fost chiar în perioada de cantonament în Cipru, a fost colegul meu de cameră. Da, momente grele și atunci. Tragedii ale acestui sport, până la urmă știm cu toții. Și tu, Doamne ferește, ai fost la un pas de tragedie când ai căzut... în cap, pe gât, nici nu știu cum să zic exact. Cum ai căzut? Râzi acum. Ții minte poza, este horror. Am avut noroc. Sunt momente ce... Doamne! Sunt momente. Am trecut peste, am avut noroc. Bun. Zi-mi cum ai ajuns la St. Mirren în Scoția. Era la Dinamo? Eram la Dinamo, da. Și ți-au spus că vor să te împrumute. Mihai Popescu. Da, a avut, era înaintea mea, a mers la St. Mirren și acea perioadă echipa nu era, era pe loc retrogradabil. Iar cei de acolo, cei din staff aveau nevoie neapărat de fundaș lateral. Popică, antrenorul și cei din staff le-a cerut părerea despre mine. Le-a zis că sunt un băiat bun și voi ajuta.
Iar domnul Bogdan Bălănescu a ajuns la un acord comun cu cei de acolo ca să pot merge timp de 6 luni împrumut. Dar tu fiind cu Ana Maria, oferta era de la Ana Maria Prodan? În momentul acela nu eram cu... În momentul acela am semnat. Aha. Am ajuns la doamna. Deci nu Ana Maria ți-a venit cu oferta? Da, în momentul acela m-a ajutat să fac contractul cu celea Saint-Mirren. Am înțeles. Împreună cu domn Bogdan Bălănescu i-a trimis contractul doamnei, a zis că vreau să-l vadă dumneai să mă poată ajuta, să văd dacă e tot în regulă. Ți-au dat niște bani în plus față cât avea la Dinamo sau stripă salariul de la... Da, a, da? Da. Ai avut ceva peste. Chiar, tu ești un băiat care ai fost mereu acolo alături de Dinamo. Când a fost nevoie de tine, ai spus prezent. Nu ai fost nici conflictual în momentul în care n-ai jucat, deși ți-ai dorit mereu să joci. Cât ai avut cel mai mare salariu la Dinamo? Că poți să spui acum, că a trecut. Nu, am avut... Am mai zis, odată nu a fost. Cât? O sumă foarte mare. Deci suma pe care o știm cu... Păi nu mai știm, zine și nu, că nu e nicio, dacă a ai mai zis-o poți să 2500 de euro. Mi se pare incredibil 2500 de euro la Dinamo. Da, ajungeam, important era pentru mine să joc, mai aveam niște bonusuri în contract care ajungeam, era ok. Dar te frustra, asta întreb, de ceilalți colegi, perioada Mr. Bratu pe care am avut-o la Dinamo, erau jucători doar cu aceste salarii, avem o echipă destul de... A, echipa aia de play-out care câștiga play-out-ul. Da. Și atunci nu era ceva să spuneți că Nistor, într-adevăr, Nistor era capul echipei, să spun așa, și merita. Doar că noi ne mulțumeam pentru că aveam rezultate și începusem să câștigăm, aveam bonusuri destul de bune. Dar după aceea au venit jucători. Și tot noi jucam. Eugen Agoe e un antrenor pe care tu l-ai întâlnit la Dinamo, n-ai jucat cu el, dar te-ai antrenat cu el, a preluat echipa de pe ultimul loc și pare că a început să miște lucruri. Astra a bătut aseară 3-0 pe Gaz Metan. Neagoe, cum ți s-a părut? Are ceva din Pițurcă, așa că toată lumea spune că domnule, e foarte dur, se vede că a lucrat mult timp cu Pițurcă. Nu neapărat că este dur, doar că în timpul antrenantului există mult mai multă seriozitate. Mă refer că... Mai multă liniște, să zicem. Da, exact. Și mai multă muncă, tot timpul cât să muncim cât mai mult și asta dă rezultate. Bine, pe tine nu cred că te-a deranjat neapărat, că știu că și tu ești un fanatic al pregătirii fizice. Da, nu am treabă, chiar mă bucur când mă pregătesc. De asta mă pregătesc ca să pot ajunge mai bine. Da, tu cu Neagoe n-ai jucat, dar nu mai mi-am aminte de ce ai. Ai avut accidentare sau nu te-a băgat? Nu. Am avut ceva în cantonament. Că în perioada aceea a fost destul de încărcată. I-am fost destul de mulți loviți, mulți accidentați. Nistor, eu, Brito, era acea perioadă, da. Când parcă Kiev Imbru. S-a vorbit atunci că s-a făcut greșit pregătirea fizică. Au fost acuzați cei din staff. Nu mă pot băga pentru că nu știu. Pe cum nu știi că ești sportiv, ești atlet profesionist, fiecare, știi și tu foarte bine. Fiecare antrenor are pregătirea. Păi da, poți să analizezi și tu dacă ceva s-a greșit, cel puțin din perspectiva ta sau nu? Posibil că s-a greșit. S-a forțat prea mult? Posibil, dar au fost și atât de mulți accidentați, că au fost destul de mulți accidentați. De obicei așa se spune și uite și la FCSB a plătit preparatorul fizic. Se spune că în momentul în care cad prea mulți jucători odată, e clar că pregătirea nu e așa cum ar fi trebuit. Și cred că Marius Dim a fost și la noi acea perioadă. Dar nu neapărat ține de preparator, ține de tot stafful. Că până la urmă preparatorul nu poate face nimic fără antrenor și antrenorul poate face nimic fără preparator. Cum a fost perioada aia cu Neagoe? Pentru că, dacă ți-aș aminte, era acel scandal monstru în care a fost dat afară Mircea Renic, suporterii au venit peste voi la Săftica, nu l-au lăsat pe Neagoe să fie prezentat. Simțeați cumva o tensiune, o frică poate, că să intre totuși suporterii neanunțați așa în baza de pregătire? Nu e simplu. Da, nu o frică, neapărat o tensiune se simțea. Că ați văzut și dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat și la meciul cu Craiova. Doamne, ferește să nu se mai întâmple niciodată. A avut foarte mare noroc și ne bucurăm pentru dumnealui că a trecut peste acea perioadă și îi dorim tot binele din lume. Exista o tensiune, chiar exista o tensiune, doar că... Va afecta? Adică voi vorbeați între voi? Uite ce se întâmplă. Cred că te gândești, merg la meci să joc și sunt suporteri în tribune, ori să ne facă în toate felurile.
Eu acea perioadă n-am prins să joc. Primele etape nu am jucat. Eu am jucat primul meci cu Dușan Urin, exact, contra Chindiei. Da. Și nu am apucat să simt încă... E într-adevăr, era o, să spun, o energie negativă, că nu te ajuta. Chiar dacă aveai 1-0 sau 0-0, suporterii tot erau destul împotriva de... Da. Nu neapărat împotriva echipei, cât nu știu cât l-au acceptat pe domnul Neagoie sau... Da. Iar acum ești cu Ana Maria Prodan, dacă nu mă înșel. Da. Nu am un contract semnat, doar că m-a ajutat să ajung la Târgoviște, m-a ajutat când a plecat în Scoția, Arsen Mirân m-a ajutat cu contractul de asemenea. Adică ți-a făcut ea contractul sau uitat și așa mai, mă rog, ea, avocatul. Da. Agentei. Da. A, deci e cumva o formă de loialitatea ta, nu e ceva scris. Da. Adică dacă tu nu vrei, nu ești cu Ana Maria în momentul de față, nu ești legat de ea. Eu tot timpul, pe mine tot timpul m-a ajutat. Ana. Da. Când am avut nevoie de orice, m-a ajutat în secunda 2. Dar, având în vedere că rămâi liber în vară, ai vorbit cu ea, aveți un plan? Nu, nu vorbim nimic, v-am zis. Important e pentru mine să trec peste această perioadă, să revin la echipă, să... pot ajuta și eu, să pot ajuta și eu echipa și să mă pot pune cu picioarele pe pământ cât mai bine. Cum e mai bine pentru un fotbalist în ziua de azi? Să aibă semnat exclusivitate cu un agent puternic sau să fie liber? Pentru că, uite, vedem tot mai mult, de exemplu, Florinel Coman, veste șoc, nu și-a prelungit înțelegerea cu Giovanni Becali. Nu știu ce să spun la... Vorbim dacă ne general. Ajută sau nu ne ajută un impresar. Tu cum gândești? Din experiența ta de-a lungul vremii. Cu cât puteți, cu atât aveți mai multe oportunități, cu atât e mai bine, părerea mea. Adică să fii liber, să nu fii blocat. Atât timp cât un impresar sau cineva vine cu un contract, cu o echipă sau ceva la dumneavoastră, e cel mai bine să puteți negocia. Mă gândesc că două părți e mai greu să ajungă la un numitor comun. Da. Două părți, mă refer între doi agenți.